Așa. Punem cu ce? Să punem clasa 7-a. Clasa 7-a. 7-a. 13, 16, 17. Tudor, tu ai ceva? Nelămurit? Nu, mi-a făcut ceva. Ok. Eu sunt vreau și... Bravo. Așa. Și punem să vedem dacă ești tot la rom, ești? Rom, nu. Rom. Paralogramul e făcut? Da. Paralogram. Și trebuie. Și trebuie. A, deci înseamnă că urmează robot. Dar înseamnă că nu mai bine. Spun acum mai bine la ce se face. Așa și... Care ce problemă, Adi? 13, 16 și 7. 13, 16 și 17. 13. Pe laturile rombului... Doamne ajută să reușim o lecție bună. Doamne ajută. Da? Așa cum mă zicea părintele. Să spunem așa, Doamne ajută. Corect. Pe laturile rombului ABCD. Deci în ipoteză. Avem așa, ABCD rom. A, B, C, D, rom. Și pe laturile rombului se construiesc în exterior triunghiurile. A, B, E. Deci triunghiul A, B, A, B E. B, C, F. Triunghiul B, C, F. Hai să spuneți B, C, F. Și triunghiul C, D, G. Și triunghiul D, A, H. D, A, H. H, H. Noi știm că rombul are patru laturi. Așa. Astea sunt vârfurile triunghiului. Da. Astfel încât, nu oricum le construim triunghiurile astea, astfel încât A e egal cu B e. A e egal cu B e. Egal cu B, F. Egal cu. Și egal cu. Egal cu C, F. Și egal cu KG și egal cu DG, egal cu DH și egal cu AH. În concluzie, demonstrați că E, concluzia, da, demonstrați că E, F, G, H, E, F, G, H, dreptunghi. Cred că trebuia fără virgulă. Punctele acestea, da? Da, fără virgulă. Exact. Așa. Mă gândesc cu liniare să fie așa. Să arătăm vârfurile unui dreptunghi. Da. Formează un dreptunghi. Rombul, ce este? Un paralogram. Păi care două laturi, da, pentru voi. Pentru tine, mai ales. Da. Rombul este paralogramul cu două laturi alăturate congruente. Deci, tu știi ce era paralogramul, așa era paralogramul, da? Asta este paralogramul. Dar dacă acum se întâmplă ca două laturi să fie congruente, asta una în par, sau astea două, sau astea două, el devine romb. Vezi? Deci paralogramul cu două laturi apropiate congruente este romb. Inițial, la paralogram ce știam? Hai să repetăm o dată pentru, din nou să repetăm pentru paralogram. Ce proprietăți ai? Că A, B, deci, laturile A, B, C, D, da? A, B paralel cu DC. Da. A, B este și congruent cu DC. Deci, laturile opuse sunt paralele și congruente. Da. A, D paralel cu PC și congruent. Și laturile ce? Deci, laturile opuse sunt paralele și congruente două câte două. Ăsta două și ăsta două, da? Laturile sunt paralele și congruente două câte două. Dar ca idei, condiții de bază. Ce trebuie să se întâmple când nu am de-a face cu un paralogram? Când două unghiuri alăturate sunt suplimentare pentru fiecare dreaptă. Pentru fiecare latură. Pentru fiecare latură. Unghiurile opuse sunt congruente. Două drepte sunt paralele și congruente. Nu două drepte. Două laturi. Două laturi congruente. Da, opuse sunt paralele și congruente. Diagonalele se înjumătățesc. Deci ca să ai definiția paralogramului, definiția spune așa, un paralogram este acela în care laturile opuse sunt paralele două câte două. Dar pot fi înlocuite acestea de condiții, care sunt echivalente cu definiția. Ori spui că două laturi sunt paralele și congruente, două laturi opuse. Ori spui că laturile opuse sunt două câte două congruente, deci înlocuim paralelismul două câte două cu congruența două câte două, ne oprim numai la două, dar acum punem ambele condiții, să fie congruente și paralele, astea două sau celelalte două. O altă variantă, diagonale să se înjumătățească. O altă, unghiurile opuse să fie congruente două câte două, astea împreună și astea împreună. Așa.
ca paralelogramul. La paralelogramul, dar am zis pe paralelogram, ca să vedem de la mintit paralelogramul foarte bine. Și că diagonalele în paralelogram se înjumătățesc. Deci am recapitulat paralelogramul. Corect. Rombul este acea figură geometrică care mai întâi paralelogram. Deci o aduc tot ca un paralelogram, dar calitatea este aceea nouă, că latul, există două laturi vecine congruente. Vezi? Dacă adică e paralelogram, ce se întâmplă? Adică AB congruent cu dacă ABCD. Da. Dacă e paralelogram, dacă îl privesc ca un paralelogram, laturile opuse sunt congruente două de două. Sunt paralele două de două. Unghiurile alăturate unei laturi, oricărei laturi, sunt 180. Unghiurile opuse sunt congruente, două de două. Diagonalele se înjumătățesc. Diagonalele se înjumătățesc. Dar acum nou, în romb, diagonalele sunt perpendiculare. Asta e noutatea. În paralelogram nu era. Corect. Și două acum, diagonale sunt perpendiculare. Diagonale sunt bisectoare ale unghiului. Uh-huh. Nu erau în paralelogram. Nu erau, corect. Acum sunt bisectoare ale unghiurilor. Și e rom dacă două laturi alăturate sunt congruente. Și e rom dacă două laturi alăturate sunt congruente. Adică că sunt congruente, înțelegi? Asta e definiția. Da. Și poate fi definiția înlocuită cu calitatea aceea că diagonalele sunt perpendiculare sau că acestea sunt bisectoare. Corect. Da? Asta este. Bun. Dar nu trebuie să arătăm că e dreptunghi. Ca să arătăm că e dreptunghi, ce trebuie să arătăm, domnul profesor? Deci în figura asta, acum, care urmează, noi trebuie să arătăm că figura care e dreptunghi. Dreptunghi. Da. Și dreptunghi este paralelogramul cu unul îndrept. Și diagonalele? Și diagonalele sunt congruente. Da, este o consecință. O consecință. Dar atât. Paralelogramul cu unul îndrept. Drept. Da. Paralelogramul cu unul îndrept este dreptunghi. Da. Și, de data asta, mai adăugăm. Și diagonalele sunt congruente. În paralelogram nu erau congruente, acum devin congruente, da? Corect. Asta e definiția dreptunghiului. Și acum, să începe figura. După ce am verificat partea teoretică, deci ne-am pus la punct cu suportul teoretic, acum ne apucăm de problemă. Zicem așa. ABCD rom. Deci e problema. Da. Ce fac? Desenez și eu un rom. Am să desenez. Mai întâi duc două diagonale perpendiculare. Iau una, iau mijlocul, duc altă diagonală, da. Diagonale perpendiculare, ia uitați-vă cum face domn profesor Rombu. E o șmecherie ușoară. Hai mă, voi face și voi șmecheria asta. Da? Deci, eu am luat, am mers invers, că doar știu că proprietatea asta mă duce spre romb, da? Corect. Așa. Nu le-am luat congruente ca să mă duc spre dreptunghi. Adică pătratul, mai târziu. Și pur și simplu o diagonală mai mare și alta mai mică. Mijlocul, am dus o altă perpendiculară. Deci perpendiculare, gata. Gata. Acum că tunez vârful și rom, foarte bine, mai o, ce șmecherie. Deci uitați-vă cum vă învață domnul profesor să facem. Păi dacă așa spune, că dacă într-un rom, diagonale sunt perpendiculare. Da. Am plecat cu asta. Dar dacă n-avem nevoie de ele, domnul profesor. Dacă nu am nevoie, nimic, dar l-am construit ca să fie un rom. Așa, să perfect, sigur că da. Eu l-am construit ca să fie, uneori nu leg, dacă mă duc așa, mai strâng, mai nu știu ce. Da, ați înțeles copii de ce? Bun. Uite, dacă îmi fac așa. Poate, nu m-am spus prea bine, mai sus, mai jos. Da. Da. Nu, și atunci figura suferă, dar dacă a plecat invers, ați înțeles, da? Bine. Deci am luat rombul. Fie rombul A, B, C, D, da? Puneți sus A, B, C, D. Spune că construim în afara rombului. Se construiesc în exterior triunghiurile. A, B, E. A, B, E. Dar nu oricum. Nu oricum. Trebuie să avem când A, E să fie egal cu B, E. B, E, da. Adică iau pe E așa fel, încât A, E. Da. Unde să le iau pe E? Atenție! Eu ăsta e un punct pe aici cumva. Nu știu să-l fac. Dar când mă duc la A, și urmesc cu B, trebuie să fie egale. Corect. Cum să fac? Compas. Mai trebuie să văd teoretic. Cine se bucă? Dacă am un segment, uite așa. Triunghi echilateral. Atenție. Triunghi, atenție multă. Dacă am un segment AB, cum îl vedeți aici, unde găsesc cu puncte la egal de pătrate de capete? La mediatoare. Toare. Adică construiesc mediatoarea segmentului acesta. Oh.
Da? Da, uitați. Și ce e mediatoarea? Perpendiculară din vârf. Nu din vârf. Aia e mediana. Nu din vârf. Mediatoarea se duce la unui segment. Da. Perpendiculară pe mijlocul segmentului. Ai înțeles? Deci doar perpendiculară pe mijlocul segmentului. Orice punct de pe ea, mai sus, mai jos, da, pe la egală distanță de capetele segmentului. Deci eu, ca să o duc corect, aici ar fi o problemă complicată. Voi ați spus compasul. Păi cu compasul cum să fisez? Eu nu știu să pun compasul aici sau dincolo. Păi, mai dificil. Păi până la mijlocul segmentului. Voi aveți dreptate. Până aici și desenez un arc de cerc. Da. Cât am? Arcul de cerc ăsta cât de mare? Cât e AB? Cât deci luăm de la mijlocul lui AB și unim la A, după aia facem și unim la B și după aia și facem. Și unul se intersetează, punem punctul. Deci să duc un arc de cerc mai mare decât mijlocul. Uite așa. Da? Atenție, asta e șmecheria. Deci un arc de cerc cu... dincolo de mijloc să duc. Și cu acele discături mă duc în partea asta. Cele două arci de cerc s-au întâlnit. Și când am unit asta, asta e mediatoare. Aia e mediatoare. Asta e. Da? Mediatoarea segmentului și cu mare precizie zbuci. Ați înțeles? Deci ziceți pe perpendiculară de mijloc. Se iau de aici, uitați. Un segment, AB. Să luăm cu compasul. Hai mă, dubiu. Compasul. Hai mă, compasul aici. Am făcut așa. Compasul dincolo, faceți-o. Și am făcut așa. Și aici? Am făcut astea, le-am făcut de ori. Dar acum, lăm mijlocul și duci-mă repede mediatoarea. Cum mă duce? Cu echerul, cu aveți voi acolo. Unghiul drept, au tot. Unghiul drept. Și am dus așa și ați luat punctul E. Așa încât A, E, oriunde nu trebuie să luați, A, E este cât, cât cine? Cât E, B. Nu vreau să fie în prelungire copii aici. Corect. Da? Când mă păcălesc, mi-e să fie vreau aia. Așa le-au și eu mai încolo. Uitați, ca să nu fie în prelungire. Da? A, E, m-ați înțeles, dacă e și în prelungire, luăm așa, că era prelungit, la tăla, să știu ce, acolo mi-e așa... Exact. Mă duce într-o situație particulară și nu vreau. Deci uitați un deci, E. Lați-l mai lung, așa, da? Bun. Mai departe. Acum și B, C, F. Pe B, C, da, da. Da. Tot așa, iau mediatoarea. F are aceeași calitate. Da. De a fi la egal distanță de B și de C. Da, dar e cât deci, B, E, cât B, F. B, E, cât B, F. A, e cât asta, așa. Exact. B, E, dar atunci iau înălțimea. Exact. Așa, și aici e pun F. F. Și iată că am găsit. Puneți F, domnule. F, da. La fel și cu... La fel pe fiecare lat. Da. Un sunt triunghi, triunghiuri congruente trebuie da, să da, exact, pe fiecare latură. Pe fiecare latură. Bine, ar fi să fiu cât mai exigent cu ideea, ca să nu să-mi iasă figura cât mai corect. Deci am, dacă am zis că asta e atât, asta e cam mic aici. Da, aia un pic mai mare. Da. Deci măsurați înălțimea la A, E și duceți-o la fiecare. Exact. Lua E? Da, păi da. E nu A. A e prim. Hai să zic aici piciorul. E prim, E fie prim. Exact. Măsurați E prim. Prim da. Cât E e prim. Corect. Și ați găsit punctul... Și duceți perpendicular. Pe latura. Da. Iată, am văzut așa. Și acum fac la fel și în partea asaltă. Cred că e și punctul G sau ce este aici? Pe latura cealaltă, pe DC. G. Da, G și H. Și H pe cealaltă. Și ar fac perpendiculară. Copii trebuie să ne străduim să avem figurile cât mai corecte. Da. Că altfel... Lați egale înălțimile alea, da? Asta este. Înălțimile H. Egale. H. H pe. Da. Și așa. Și să arătăm că în final... E. F. G, H, ăsta mare, așa, așa, care s-a format, este dreptunghi, domn profesor. Da, da. De pe figură este. De pe figură este. Este semn că am făcut aproape bine. Foarte bine. Așa, da? Figura care a apărut acum. Să arătăm că este dreptunghi.
facem? Cum să facem? Seamănă că e dreptul, dar să vedem cum demonstrăm. Vine în minte un lucru frumos. Un an în urmă lucram la o clasă de maștri. Acolo eram tânăr profesor, acolo erau oameni 40-50 de ani, eram la 24-25 de ani, la 23 de ani eram profesor deja, la 22 ani și jumătate eram de profesor. Și la seara erau oameni toată firea. Și ne-a dat și eu problema acolo, în sfârșit. A doua zi, la maestri, zice, ne-ați dat problema asta? Da. Încă un confrontor. Ne-ați dat un drept unghi. Așa este? Da, zic eu. Așa. Și ne-a spus să construim tringhi echilateral aici. Da. Și problema aceea. Și tringhi echilateral aici, așa este. Și ne-a cerut să arătăm că asta e cât asta. Da. Este, domn profesor. Cum? Am măsurat-o. Eu nu înțeleg de ce ne-ați mai dat-o. Că e adevărat, zici. E adevărat? E adevărat. Da. Este. Este. Ne-a spus că e să fie și cât asta. Și cât asta. Am măsurat-o, este. 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 Am uitat într-un moment foarte greu, pentru că el nu înțelegea, era cred la 60 de ani de acela, nu înțelegea ce problemă e asta, că să arăt că este și că doar este. Dar ce l-o vin și l-o măsura și că asta asta. Este. Nu, domnule, că trebuie să ai greșit la măsurătoare, nu știu, încercam. Mai adevărat, domnule, și eu sunt atent. Nu discutăm asta. Eu știu că este egal. Da. Este. Este. Așa am măsurat. Așa sunt noi acum. Trebuie să arătăm că asta e un drept. Este. Da? Să demonstrăm că este drept. Da. Pentru chestia asta, ce trebuie să arătăm din dreptunghi? Ca să fie o figură... Dreptunghi. Un patroatel să devină dreptunghi. Da, da. Trebuie să fie ăsta, paralelogram cu un unghi drept. Paralelogram. Ai pronunțat, tu pe gură ai spus ce? Paralelogram. Da. Adică ce trebuie să se întâmple? Două laturi opuse. Una din cele șase, da? Șase, da. Două laturi să fie paralele și congruente. Vedem. Sau laturile opuse congruente două câte două. Corect. Dacă vedem că astea sunt congruente, ăsta cu asta congruente și asta cu asta congruente, gata, figura paralelogram. Este paralelogram. Și dacă, pe urmă, pot dovedi că într-un paralelogram am un unghi drept, gata, e este drept. Problema. Deci două lucrăm, să fie paralelogram și să fie un unghi drept. Să desfacem ipoteza, zic. N-aveam cum. Decât așa. Romb. Romb. Nu degeaba. Ce are un romb? Două laturi opuse congruente, alăturate și congruente. A, D cât A, B, de exemplu. Deci toate laturile, la urma urmei, sunt congruente, ca să spun pe cealaltă. Da, deocamdată atât avem. Păi romb înseamnă că au, da, laturile. Dacă ar duce diagonale. Dar nu, nu au apărut din figură. Nu au apărut, înseamnă că... Încărcăm. Da. Deocamdată nu, evident. Și că am construit triunghi echilateral. Pardon, un triunghi isoscel ar fi asta. Isoscel. Da? Deci da. Toate triunghiile construite în exterior sunt triunghiuri isoscele. Corect. Adică ăsta aici, Albin. A, așa. E? E cât am? B e? Asta e cât ăsta. Da, le-am făcut cu albastru ca să vă fie clar. Da. Astea sunt triunghiurile isoscele construite. Asta înseamnă că unghiurile de la baza a triunghiurilor isoscele sunt? Congruente. Nu degeaba. Aflăm noi ceva cu asta. Deci, avem aici. Asta. Dar triunghiurile sunt congruente chiar între ele. Da, da, din cauza, toate sunt. Din cauza laturii. Deci, da, toate sunt. Toate triunghiurile, patru triunghiuri sunt congruente, toate între ele. Și toate unghiurile sunt congruente. Și toate unghiurile, dacă triunghiurile sunt congruente, toate elementele sunt congruente. Deci eu spun că unghiul de ăsta de aici, e cât ăsta de aici, cât ăsta de aici, da? Da. Și ăsta de aici, atât l-am pus aici. Și de asemenea, unghiuri la bază congruente de acolo. Deci noi acum desfacem ipoteza. Că așa am învățat. Insistăm foarte tare să găsim lucruri care, din ipoteză, ne fie de ajutor. Și nu știm deocamdată. Vedem. Deocamdată nu știm exact cum să rupem problema, dar avem încredere că o să reușim. Mai știm pe de altă parte că AD, de exemplu, este paralel cu BC. Că ăla e romb. Așa, da. AD cu BC, dacă le-aș prelungi drepturile exact, acestea. Exact, sunt paralele. Și, sau AB cu D. Și vreo secantă pe acolo. Exact, poate folosim. Poate să fie vreo idee. Da. Da? Deci, vezi, tot deocamdată
batem așa problema și desfacem și desfacem ipoteza. Nu uităm ce avem în concluzie. Trebuie să arătăm că două laturi, laturile opuse sunt paralele și congruente. Sau să arătăm congruente două câte două. Păi deci dacă arăt că asta e cât asta și asta e cât asta, toate atunci problema ar fi... Păi dacă am luat HDG cu GF... Deci să ne oprim la triunghiul HDG, GF, EBF. EBF. Nu particip la probleme. Deci ești pe deasupra, stai spectator. Să vedem, poate nu vede Tudor. Nu, nu, vede, vede. Vede la tablă, dar el nu vede cu ochii sufletul, cu ochii minții. Îi lipsesc cunoștințe. Asta e. Hai să vedem. De ce nu știi, Tudor, nu? Ce, bine, ce nu ți-e clar, știi, până acum? Din tot ce am vorbit. Rombul, dar la panogram ne putem aduce aminte. Eu de acolo. La panogram știu, da. Ce, da. Ce este panogram? Este patrater cu două laturi paralele. Două câte două. Două câte două. Deci laturile opuse paralele două câte două. Asta e definiția. Echivalentele definiției, adică poți să înlocuiești... Oricând definiția, formula, formularea asta. Paralele două câte două cu altceva. Sunt și congruente. Laturile opuse congruente două câte două. Nu sunt și congruente. Deci, ori spui paralele două câte două, ori spui laturile opuse congruente două câte două, ori spui diagonale se înjumătățesc, ori spui că numai două laturi paralele sunt paralele și congruente. Numai două. Numai două. Deci două din ele. Paralele și congruente. Ori spui că unghiurile opuse sunt congruente două câte două, ori spui că de-a lungul unei laturi, la, de-a lungul fiecărei laturi, sau pentru fiecare latură, unghiurile acestea două adunate sunt 180. 180. Deci noi avem și chestia asta. Ăsta și cu ăsta fac un parogram, fiind romb ăsta, unghiurile opuse, din parogram sunt congruente. Din parogram sunt congruente. Corect. Deci avem foarte multe informații. Acum, la romb, la romb ce intervine în plus e doar asta, că sunt laturile egale. Laturile sunt și egale, da? Și ne conduce și spre diagonale, sunt perpendiculare. Noi avem ceva aici în plus pentru romb. Da? Asta trebuie să spun. Înțeleg? Iată, acum să ne întoarcem la probleme. Spunea Miruna că s-ar opri la triunghiul DHBG și triunghiul BF. Despre aceste două triunghiuri, dacă să focalizezi atenția, la aceste două triunghiuri te oprești. Avem HD cu BF. Ce avem? HD cu BE sau cu BF. Da. HD cu BE. Din cauza că triunghiurile construite astea au fost congruente, nu? Da, și mi-a mai trebuit un unghi. Unghi dintre ele? Da. Dar nu avem unghi dintre ele. Adică unghi dintre laturi. Ar trebui obligatoriu dintre laturi. Da. Deci îți trebuie unghiul ăsta, nu știu cum, din unde, ce apar n-am. Dar îți trebuie ăla. Miruna, faci cum poți și vii la mine cu informația asta. Că unghiurile astea sunt congruente. Te dai peste cap. Faci tumbe. Și trebuie să-mi arăți că unghiurile astea sunt congruente. Ziage. Unghiul HDG, eu pun la vârf cu HDA. Măi. De ce? Păi nu, n-am dus în prelungire. Tocmai m-am ferit să duc în prelungire. Nu l-am dus în prelungire. N-am spus mai devreme. Tu le-ai dus? Nu, așa mi-ai ieșit. Păi da, eu ce-am spus? Ce-am zis? O luăm mai lungă, ca să nu, ca să fie așa mai ascuțit triunghiul ăla, să nu pică în păcatul. Corect. De mai sus. Iruna, arată-mi, te rog frumos, arată-mi că unghiul ăsta e cât ăsta. Hai să zicem 1. Da? 1. 1, 1. Dar de ce te-ai oprit-o la asta? Pentru că vreau să arăt că HB e congruent cu EH. Asta ți-ai gândit. Și pe urmă, pe care de gând să te duci pe partea da, cealaltă, să arăți să te duci că laturile opuse sunt congruente că două de două, că ți-i faci un serviciu, nu? Da, adică ai spus panogram. Da. Și pe urmă, ai vezi tu cu unghiul drept. Da. Deci te-ai dus pe una din variantele panogramului. Dacă laturile opuse sunt congruente două de două, figura e panogram. E da, bună ideea. Trage de el. Trage de el. Nu se poate să nu vedeți. Ne trebuie. Și este adevărat. Da, dar de unde vine? În jurul lui, lui D, în jurul lui D, 360 de grade. Și ce dacă? Nu, aveam... Deci în jurul lui D, cât e? 360. Și în jurul lui, lui B? Tot 360. Da, și ce dacă? Ce scădem cele două unghiuri congruente. Da, și mai
mai scădem și... Și cele două unghiuri opuse congruente. Așa! Deci în jurul ăsta cât este așa? 360. Da. 360. Dar eu să fac numai pe astea. Știm că două sunt congruente. Ăla două sunt congruente, domn profesor, care s-a făcut cu galben. Sigur că și da. Două cu buchii romb. Așa, deci clară treaba. Deci cum ăsta e așa tot ați înțeles? Ăsta, da, din cauza că e compus din... Nu s-a înțeles, nu? Ba da, 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 da. Deci el e compus, ăsta care l-am făcut cu... Numai așa, e compus din două unghiuri. Congruente. Din două unghiuri congruente, din trei unghiuri de care am vorbit. Corect. Și încă se mai adaugă, hai să spun, 1, 2, 3. Deci 1 cu 3 sunt din triunghiurile congruente. Corect. Hai să spunem 4, 5 și 6. Da. 4 cu 6 tot din triunghiurile congruente. Deci 1 și 3, 4 și 6 sunt congruente din triunghiuri, da. Iar 2 cu 5 congruente din paralelogram, din rom. Din rom. Și acum, cum astea toate dau un rezultat? Ăstea toate dau același rezultat. Corect, din 360 am scăzut pe ăsta, 1, 2 și 3, 4, 5 și 6 și au rămas concret, da? Analog și la H-A-E cu G-C-F. Sigur că da, te-ai dus repede. Deci mai așteptat o reacție din trage sufletul. Nu. Deci luat așa din fugă. Deci vedeți, vedeți și observă. Foarte bine observă. Analog. Adică la fel. Ea s-a dus repede. Are nevoie și să fie congruente. Și atunci va lua triunghiul de aici cu triunghiul de aici. Da. Unghiul ăla din ce? Iar o să fie... Ăsta de aici, da, ăsta de aici. Din aceeași motiv. Din același motiv. Iar ăstea două care îl ajută pe el, din triunghiuri, fac ca tot așa să fie congruent și tot așa să fie congruent. Da, practic, ce rămâne? Că HGFE e paralelogram. Da. Aici se îndreptăm, sunt 90 grade. Da, acum știi ce faci? Noi purtăm discuții, nu? Da. Purtăm discuții, că așa e corect să facem. Da. Ne facem planul de lucru. Corect. Nu ne apucăm repede și să scrie triunghiurile. Da, ce trebuie să triunghiurile alea? Poate nu le trebuiau, da. De aceea trebuie să ne facem o strategie. Deci, practic, dumneavoastră ne spuneți că unghiul 1 plus 2 plus 3 este egal cu unghiul 4 plus 5 plus 6. Deci 1 plus 2 plus 3 este egal cu 4 plus 5 plus 6, da? Unghiul ăsta așa desemnat cu 1 plus 2 plus 3 este același cu 4 exact. 5 plus 6. De aceea alealte 1 cu 1 sunt congruente la cu roșu. Exact. 1 și 1 rămas de la ați înțeles, completarea, da? Până la 360. Și analog, ce-a zis de la aici, și aici, dacă mă duc la fel, o să gândim. La fel. Am 1, 2, 3, adică am 1, 2, 3 și respectiv. 1, 2, 3 din ce? Da. Sau 1, cu 4, 5, 6, cum vrei, 2, 3 din ce? Din ce, așa. Da. Și atunci ce-a rămas ăsta? Ăla cu cel din A, congruent. Așa, cu ăsta de aici. Ați înțeles? Ai înțeles tu doar? Da. Ok. Și, bine, și paralelogram. Bun, dar când mergi cu unghiile de 90, ce mai putea să ardem? Să ardem că diagonalele sunt congruente. Da, la dreptul în dacă am numit H cu F. H cu F, da, dar știi ce am așa sentimentul că băgăm o... Nu iese din figură. Da, figure. Și ce mai putea să nu și altceva? De diagonalele sunt congruente. La dreptul în diagonalele sunt congruente. Din 90. Și se respectă toate alea de la paralelogram. El e paralelogram deja, dar ce trebuie în plus ca să devină? Un unghi de 90. Un unghi de 90 grade. Trebuie să au diagonale să fie... Și mai este 200? Este două, că așa mi-amintesc. Dacă ne gândim mai mult... La dreptul? Da, la dreptul. Dacă nu mai fi și alte proprietăți care îl fac distinct, nu? E paralelogramul cu un unghi drept? Da. Are toate unghiile congruente și egale cu 90 grade? Dacă au... Unui drept. Diagonalele sunt congruente. Da. Reciprocă, dacă diagonalele unui paralelogram sunt congruente, atunci fac dreptunghi. Da. Dreptunghi are toate proprietățile paralelogramului. Așa e. Teorema. Un triunghi este dreptunghi. Dacă și numai dacă... Cu mediana povestea aceea. Da. Lungimea medianei corespunzătoare unei laturi este egală cu jumătate din lungimea laturii respective. Ia hai să ne gândim la chestia. Să ne gândim la asta, domn profesor. Asta. Deci mediana. Și acum mediana. Un triunghi este dreptunghi. Deci ca să arătăm că triunghiul, nu știu, dacă unim pe H cu F. Da, unde se zice că e dreptunghi în G. Da, dar vezi tu aici, noi ar trebui să ducem o diagonală. Da. Ca să apară... Și cealaltă diagonală. Da, una complicat figura. Trebuie să mai vedem altceva. Nu știu de ce vreau eu să merg pe altceva. Pentru că... Nu mi-e la îndemână. Hai să asta cu diagonale băgate. Da. Toate efortul
raportul meu trebuie să fie canalizat în direcția în care figura... Și mi s-a dat în ipoteză, că nu mi s-a dat... Figura îmi spune mie, din figură, din ipoteză, ce să fac. Dacă eu încarc cu altceva pe acolo, am mai menționat problema, nu? Unghiu A, D, C și cu unghiu D, A, B, A, B, D, 180. A, D? Unde-i D? A, D, C, cu D, A, B. Nu, cum să faceți D și B ca să-l vedem, că nu mai vedem deja pe D și pe B. B, o aici a fost. Da, și pe D faceți o linia. Și ăsta D, unde aici? Da. Așa, A, D. A, D, C și cu D, A, B, ar trebui să dea 180. A, D, C și? Cu D, A, B. D, A, B. Adică ăsta 2 și cu 2 de aici, da. Da. Deci D, 2. Și cu A, 2 fac 180 de grade, din cauza... Paralelogram. Paralelogram, da. Și a, dacă avem o unghiurile a două congruente, da. Vreau să mă gândesc dacă aș putea să aflu măsura lui A. Măsura lui H, A, E. H, A, E. Adică unghiul ăla care am zis noi că e congruent, care rămâne. Dacă nu știm că și tu ce... H, A, E. H, A, E. Măi, Mirona, hai mă să ne concentrăm pe chestiile astea. Hai să arătăm că ăsta este unul din ori de grași. Care? Ăla, că asta ne trebuie. Din ce se compune el? Din D. H, A. Din D, H, A. E H, domn profesor, acolo sus. Da, H, da. H. E, H, A. E, H. E, H, A, adică ăsta de aici. A, H, D. Așa. A, H, D. Albastru. Da. Și roșu. Și ăsta roșu, da? Da. Roșu. Păi, ăsta de aici... E congruent cu E-ul. E congruent cu ăsta? Da. Ăla de acolo e congruent cu... Între unghiul ăsta. Între unghiul ăsta, ăstea cât fac împreună? 180. 180 de grade, că într-un trunchi se întâmplă chestia asta, da? Acum... Ăsta și cu A cât fac împreună? 360. Da. Eu cred că aici trebuie să umblăm foarte mult atent, da? Dar muncim aici. Da. Facem tot efortul să înțelegem că totul depinde de felul în care prindem ăsta 1, 2 și 3 unghiuri, care adunate sunt de la 90. Așa ar trebui. Da? Uh-huh. Dar unul ăsta e jumătate din 180, ele două adunate. Ele a două adunate 90. Și, cu, nu. Și cu A fac 180. Da. Alea două, numai două, fac 180 minus A. Da. Și împărțim la 2. Adică 90 minus A 40. Pe 2. Să facem asta. Hai să pornim că trebuie de aici, da. Eu așa aș zice. Da. Haideți să scriem, să redactăm, să facem paralelogram. Hai să gândim până la paralelogram. Da, corect. Cu redactarea și până să continuăm, da? Cine demonstrează? Cine vrea? Eu. Hai. Ziate. Așa, fie triunghiule H, D, G. Fie triunghiul H, D, G și... Și triunghiul E, B, F. E, B, F. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au H, D congruentă cu E, B. H, D congruentă cu E, B. La congruență știi, trebuie să spunem segmente așa, da? Da. În paranteză. Așa, după aia... G, D cu B, F. G, D. Congruent cu B, F. Din ipoteză. Da. Și trebuie să arătăm că măsura unghiului H, D, G e congruentă cu E, B, F. Unghiul H, D, G. D, G. Este congruent cu... Congruent cu semn de întrebare. Da. E, B, F. E, B, F. Trebuie să arătăm. Iar nu s-aud. Da? Îl luăm deoparte, pe că o picat iarăși. Iar o picat ceva, domnule. Da. Acum, hai, Mihai, la trebuie să treci tu până când dezvolta asta. Zi deci, lasă o leacă de vită. Luăm pe primul unghi. Da. Și-o le exprimăm. Da, da. Deci, HDG e egal cu 360. HDG. Egal cu 360 minus D. Minus H, D, A. Deci unghiul H, D, G, da, egal cu 360, minus H, D, A. Minus unghiul H, D, A, minus unghiul A, D, C. Minus măsura unghiului. A, D, G. Și minus G, D, C. Și minus măsura unghiului G, D, C. E rămas un urmă mai aia.
Hai, spune. Și bine, fii ce stii. Fii ce stii de acolo. De ce nu spui? De ce trebuie să te uiți la tablă? Uite-te așa și spune, dumneavoastră, n-am înțeles acolo. Arată-ne încă o dată, măi, Mihaela. Arată-ne încă o dată ca să le fie clar că... Uite aici. Deci unghiul ăsta de aici. Trebuie să demonstrăm că e congruent cu unghiul ăsta de aici. Da? În jurul unui punct, voi știți că sunt 360 de grade. Da? Da. Aici la fel. Dar, din congruența triunghiurilor astea, da? Unghiurile de la bază, astea au fost congruente. Unii cât 3. Pe de altă parte aici, 4 cât 6. Unii cât 3, cât 4, cât 6. Așa am construit, așa mi-a cerut autorul, da? 2-ul este cât 5-ul, din cauza că acesta este romb. Și într-un romb, care e paralelogram, mai înainte de a fi romb, avem unghiurile opuse, congruente. Deci 2-ul e cât 5-ul. 1 e cât 3, cât 4, cât 6, asta înseamnă că 1 plus 2 plus 3 este egal cu 4 plus 5 plus 6 și de aici rezultă că D1 ăsta este congruent cu B1, ceea ce trebuia să arătăm, semnul acesta de întrebare. Cum redactăm? Bun, și acum scrie iară, și EBF egal cu... Unghiul. Unghiul, EBF. EBF. Egal cu 3 sumătura unghiului. Nu, bun, hai. Așa. Așa, egal cu 360. Da, este egal cu 360 de grade. Minus măsura unghiului ABE. Minus măsura CBF. Și minus măsura. Deci am zis să minus măsura ABC. Și ABC. Da, asta e adevărat. Dar, da. Pe de altă parte, măsura... Măsura lui HDA... Lua ăsta cu ăsta... Nu, măsura lui HDA egal cu măsura lui EBF. Deci măsura lui HDA... A, este egal cu măsura... Unghiului. Egal cu măsura lui EBF. Așa... Deoarece este paralelogram, da? Nu. Rom. Care ai zis? Ai zis ăsta cu ăsta? Nu, am zis HDA. Păi, nu știu, zi 1 cu 3, zi ca să știu ce zis. HDA. A, ai zis ăsta, dintre unghi. Da. Aha. Din unghiurile. Dar trebuia să spui H1. Asta zic. D1 e cât D3. Că nu ne ajunge tabla, mamă, nu mai știu cum. Deci, D1 este foarte simplu așa de scris, exact. Decât să întrebi exact. Deci sunt situații când e mai favorabil să scrii așa. Deci cum noi ne-am și notat, da. Acum nu e loc de confuzii, să zici unghiul D1 congruent cu D3, cu D4, cu D6, cu B6. Deci D1 congruent cu D3, congruent cu B4, cu B6. Din unde? Din congruența triunghiurilor. Fiindcă toate triunghiurile acestea AHD. Din ipoteza. Atunci. Din ipoteza. Bine ar fi fost să redactăm chestia asta. Da. Deci, în clipa în care avem așa, că ABCD este romb, da. Trebuia să spunem că AB, AB cu BC, cu CD și cu DA sunt congruente. Pe de altă parte, adăugam sus că AE cu EB, cu BF, cu FC, toate congruente între ele cu ale da, ipoteză. Și din ce rezultă? De acolo da. Rezultă că cele... Câte? 1, 2, 3, 4 triunghiuri sunt congruente. Corect. Și după aceea începe redactarea asta. Aș vrea să te mergi aici. Aici, asta, da? Da? Deci așa scrie. Deci zicem, da? Cum ABCD... Cum ABCD... Așa demonstrați. Da. ABCD este, ce am spus, rom. ABCD, rom. Rezultă că... Rezultă că... Unghiul D2, nu? Nu. Nu. Ca să aducem la congruența triunghiului. Deci, cum ABCD rom, rezultă că AB congruent cu BC, congruent cu CD, congruent cu DA din rom, da? Da. Bun. Și de sub arătăm cum avem că AE congruent cu BE. AE congruent cu BE, congruent cu BF, cu CF, cu CD, cu DG, cu toate la acolo. GF congruent cu GD. Da. Și congruent cu DG și cu DH. Trebuie să avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da.
da, cele și cu AH, și cu AH, da. Din asta toate acolate, rezultă că triunghiul acestea, fiindcă luate două câte două, suntem în cazul de congruență latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Din aceste rezultă conform cazului latură, unghi, latură. Nu, latură, unghi, latură. Latură, latură, latură. Da. Lelele. Rezultă că triunghiurile toate patru, adică HAD. HAD. E congruent cu EAB. EAB. Așa, congruent cu EB. Congruent cu EBF, congruent cu FBC. Cu FBC. Și congruent cu triunghiul. Deci patru triunghiuri sunt, da? Trei am scris, acum vom mai scriu unul. Da. Mai scriu unul, pardon. Da. Și congruent cu triunghiul ăsta. G, C, D. G, C, D. Congruența triunghiurilor ăstora, da, toate patru, ne duc spre următoarea concluzie. Unghiurile. Și de ce rezultă? Rezultă că unghiul A1 congruent cu D1. B1. Cu D1, da? Da. Congruent cu D3, după notați noastre. D3. Congruent cu C1, congruent cu C3, congruent cu C, B6, congruent cu B4 și congruent cu A3. Da? Deci sunt, practic, fiecare triunghi are câte două unghiuri. 4 ori 2, 8. Da? 8. 8 unghiuri. Da. Acum avem informația clară că toate unghiurile astea sunt congruente, toate 8 între ele, da? Da. Și să zicem și de unghiurile rombului. Și sigur că tot din romb avem și chestia asta. Da. Deci poți să zic rom, aici? Sigur că da, poți să zici că aici. D2 e cât B5? Sigur că da. Din acolo D2 congruent cu B5, și încă deasupra A2 și A2 congruent cu C2. Vedeți? Avem acum forța necesară să ne apucăm de congruența triunghiurilor acelora, în care, luându-le în discuție, latura asta e cât asta din ipoteză, asta e cât asta, dacă m-am dus sus la aceste două, da, asta e cât asta din ipoteză, și acum unghiul ăsta e tot, e congruent cu unghiul ăsta, din motiv că ăsta, compus, ăsta rămâne 360 cât ar fost, da, minus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dar cum 1, 2, 3 de aici, cât 1, 2, 3 de aici. Partea, exact. Da. Din vârful ce, tot așa de bine, spunem că și ăsta care rămas. A4, tot A4, da? E cu C4. C4. A4 e C4. Da? Așa scriem, da? Vom scrie așa. Aici a zis așa, fie triunghiurile ăstea două le-ați luat. Așa. Și o rămas semn de întrebare, da? Da. Haideți să nu mai luăm atunci 1, să luăm și aici 4. Bun. Și aici tot 1, 2, 3, domnul profesor. Bine, bine. A, dar noi am luat 6. Trebuie așa să du-te cu 1, 2, 3. Da, mă duc cu 1, 2, 3? Da, da, dar știu bine acolo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da, 1, 2, 3, cum am zis noi? Așa, așa, așa. E foarte bine. Și atunci ce-am spune B4, B4. Și aici corectăm aici un pic, domnul profesor. Da, da, da. A1 cu D1, cu D3. A1 cu... A1 cu D1, cu D3 și cu C1, a zis. Da, și cu C1 e și bine. C1 și cu C3. Da, și cu B6. B1. Și cu B1. 1 și cu... Și cu B4 nu mai e. Nu mai este. B4 și cu A3 ar veni asta. La A3, da. Da, cu A3. A3, dar aici mai este un mai între un B. B3, B3. B1 și B3. 3. Da. Corect. Gata. Deci, s-a făcut părinția asta. Insistăm, Adi. Atenție mult. Deci, nu, D2-ul e cu B2. Așa. Gata. Adi, Miruna și cu Tudor. Și cu Anca. Anca, reluăm. Ne-am dus repede, Adi, la triunghiul ăsta A, D, H, G și cu triunghiul E, B, F. Pe ăstea le-am luat, nu? Da. E, B, F și H, D, G. Cele două triunghiuri aveau latura asta și cu asta și cu asta și cu asta, congruente două câte două, adică asta de aici. Asta, asta, la altă câte. Asta, în ipoteză. În ipoteză. Și problema s-a pus la unghiul dintre ele, adică D4, dacă este cât B4, ca să fie latura unghiului. Dar acum începem. Și s-a pus, poți să spui D4,
să pun D4. Dedesubt D4, ca să fie și mai clar, congruent cu, cu B4. Asta ar trebui să arătăm noi, D4 da. Cu B4. Ei bine, dar D4 este 360 minus. Din 360 minus. D1, D2 și D3. Corect. Deci măsura lui D4. Deci măsura lui D4. Egal cu 360 de grade. Minus. Măsura lui D1. Da. Minus. A, dacă vrei să scrii, pui cu paranteză. Pun o paranteză, da? Să fac așa să fie mai clar. Da. Deci să pun cu plus minus cele trei adunate. Așa. Măsura lui D1 plus măsura lui D2. Așa. Plus măsura lui de 3. Și închidem paranteza. Și adică paranteza. Din 360 scădem pe cele 3 adunate. Corect. De 1, de 2 și de 3. Da. Pe de altă parte, măsura lui B4. Măsura lui B4. Unghiului B4 este egal cu 360 de grade. Minus. Deschid paranteza. Măsura lui B1. Plus măsura lui B2. Da. Plus măsura lui B3. Corect. Ei bine, acum, cum avem, ce lucru avem? Că B1 este congruent cu D, cu D1 e congruent cu D2 și congruent cu, nu, doar D1 cu D3. Deci D1 cu D3 congruent. Deci D1 cu B1. Și cu B1 este. Și cu B1 și cu B3. Corect. Sunt congruente. Deci D1 cu B1, ca să luăm unul dintr-o parte într-o altă. Și atunci D1 am cu B1. Am eu aici, da. Șterge-l de acum, peste când mai da? Deci adăugăm cum D1 e congruent cu B1. Așa scrieți și voi, copii, da? Cum D1. Cum? D1. E congruent cu D1. D2. D2 cu B2. D2 congruent cu D2. 2. Și B3. 3 cu B3. Congruent cu D3. Da. Înseamnă... înseamnă că suma lăstoră trage nici la aduni, adică, adică măsura, măsura lui D1 plus măsura lui D1 plus măsura lui D2 plus măsura lui D3 măsura lui D3 este egală cu măsura lui B1 așa, plus măsura lui plus B2 măsura lui B2 plus măsura lui B3. Adin. Adică și Miruna și cu Anca și tu băieții. Tudor. Vreau să... Este un efort maxim pentru copii de pe tablă. Atenție. Așa cum pleacă Miruna și a zis așa. Măi, dacă astea sunt congruente, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta, înseamnă că le adun membru cu membru. De ce să mă uit la tablă? Măsura lui. B1 plus B2 plus B3 egal cu măsura lui. D1 plus D2 plus D3. Și acum, punem 360 minus, le punem într-o paranteză frumos, pe astea toate din stânga. Așa, într-o paranteză dreaptă. Le mulțim cu minus 1, punem un minus la amândouă, minus acolo și minus la cealaltă. Le pui da, și spunem 360 în parte, în față, 360 minus, 360 minus, egal cu 360 minus. Da? Egal cu 360, pune deasupra așa, zice. 360 minus. Pune așa un pic. Practic, ele fiind egale la sumă, corect. Am mulțit cu minus 1 și am pus 360 minus, minus așa, rezultă că rezultă de 4 cât de 4. Asta vreau să spun. Exact asta. Deci, din asta, de, de aici rezultă unghiul de 4 egal cu unghiul de 4. De 4. Și unghiurile fiind congruente, semnul de întrebare dispare. Dacă el era o problemă. Am demonstrat. Am scris cam mult, dar am demonstrat. Dar n-aveam cum. Da, trebuia să redactăm. Asta e. Vreau să vă înveți să redactați. Nu-i posibil altfel. Profesorul care corectează vede din ce scrii tu acolo ce ai, cum ai gândit. El nu știe cum ai gândit tu. Adică dacă îi arăți cum ai gândit. În concluzie, pe baza de latul unitar și latul unitar, cel luat în discuții. Da, cu cele două triunghiulate în discuție H, sunt congruent cu triunghiul E, B, F, și din congruența lor,
rezultă că HB e congruent cu F. HG. 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 Și din 1 și 2. Și ăsta e 1. Acum trebuie să facem analog pentru... Nu putem să dăm profesor în clasă, să ne analizăm așa, analog, triunghi... Păi asta zic și eu. Să nu mai scriem, păi să scriem. Am înțeles, am înțeles ca să putem mări ritmul, că altfel n-am stat încă o jumătate de ore. Analog, așa și scriem. Da, 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 analog. H A e congruent cu G, C, triunghiul H, care? A E. H A e congruent cu triunghiul F. H. G. C. F. Rezultă că H e congruent cu... Și din asta H e? Congruent cu G, F. Eu așa știu, cum zici. Da, H e. Congruent cu G, F. H e. Da, că e cum gâf, corect. Și asta e relația a doua. Și e 1 plus 2. Rezultă că e paralelogram. 1 plus 2 ne spune că figura luată în calcul, analizat. F, G, da. C, paralelogram. Paralelogram. Și cu asta am, ne-am dus. Deci rezultă că figura asta E, F, G, C, este paralelogram. Și acum trebuie să ne concentrăm pentru a dovedi că ea are un unghi drept. Da, da. Ștergem acolo. Da, ștergem în partea asta. Și tot absolut că nu avem spațiu, adică și partea unei drepte. Și acolo, da, da. Nu ne trebuie nimic. Și întâi paralelogram să fim sănătoși. Dacă ne trebuie, o să găsim de la ei. Dar ținem și noi minte cam ce am făcut până acum, nu? Care a fost ideea? Asta-i. Ideea ar fi să arătăm că ori în H, ori în G, unde vrei ne oprim, un unghi drept să fie. Da? Un unghi drept. Vă vine mai bine să privim la G? Hai să privim. Se pare că figura e prea încărcată. Acum nu vei clar 1, 2, 3 congruente și cu 4? E clar, nu? Se vede, da? Hai să zicem așa. Măsura lui G, în trei litere îl citim. Măsura lui HG F egal 90 de grade, semn de întrebare. Vrem să arătăm în măsura lui HG F. Da. Egal cu 90 de grade. Nu știm încă. Trebuie să demonstrăm. Da, începem. Măsura lui HG. Dar este format din. Măsura lui HG F. Este egal cu măsura lui G1 plus G2 plus G3. Să punem așa, domnule. Da, 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 da. G1 plus G2 plus G3. Ca să... Să ne fie mai ușor. De da. Deci măsura lui HG F. Egală cu măsura lui. Unde a rămas? Nu. Deci măsura lui HGF, da, este măsura. Măsura lui G1 plus G2 plus G3. Măsura lui G1 plus măsura lui G2 plus măsura lui G3. Până aici e clar la toată lumea. Că se vede cu ochiul liber. Da. Ei, în triunghiul HDG. Da. Suma unghiilor fac cât împreună fac? Fac 180 grade. Ia zicem noi. În triunghiul. În triunghiul. În triunghiul. H care? HDG. HDG. Rezultă că 180 grade. Egal cu măsura unghiurilor. De 2 ori G1 plus... Că ăsta e cât ăsta? Da, de 2 ori G1. 2 G1, zici, 2 măsura lui G1, 2 ori măsura lui G1, plus măsura lui D4, așa, facă pe unul, o scot de ligat. Deci scoate pe măsura lui G1. Duce pe măsura lui D4. Da, da, da. Și o să avea așa, măsura lui G1, copii. Este egal cu 180 de grade, minus măsura lui D4. Supra 2. Totul supra 2. Și l-am găsit pe măsura lui G1. Da. Îl vom putea înlocui. Ne ducem acum la măsura lui G2. Dar mergem în momentul de față în triunghiul care e în triunghiul? În triunghiul DGC. Da. În DGC. Da, da. Asta cred că trebuie să o ținem undeva. Da, neapărat. Ce este o relație care trebuie. Hai să scriem aici. Ce ipoteza că nu avem nevoie de ea? Șterge-o. Șterge-o că... Ca să pun sus? Da, 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 da. E bine. Deci am obținut așa, asta, măsura lui G1, da,
este egal cu 180 de grade minus măsura lui de 4. Corect. Totul supra 2. Supra 2. Am reținut. Am făcut să șterg asta. Asta o șterg. Avem rezultatul fixat. Mergem mai departe și ne ducem acum la... Între unghiul. Da, între unghiul. Ăsta, domn profesor, a zis D, G, C. D, G, C. Între unghiul, D, G, C. Avem. Avem așa. Egal cu rezultă. Măsura... Sau de două ori măsura... Lui, de două ori măsura lui D3. Doi măsura lui D3. Plus... Măsura lui G2. Plus măsura lui G2. Este egal cu 180. Egal cu 180. Simplu. Măsura lui G2 vă interesează. De două ori măsura lui ăsta plus măsura lui ăsta. Pe măsura lui G2, ăsta. De acolo. G2. Măsura lui G2. Măsura lui G2. Ce s-a întâmplat cu mine? Egal cu 180. Aveți cineva așa plecat? Da, tu zi. Băiatul din clasa 11. 180. Câte e egal cu 180 și 2 ori măsură? Nu mai e? Dar sunt aici afară tot. Da? Da. Deci acum măsura lui G2 copii, da, va fi egal cu 180 minus... De două ori măsura lui... De două ori măsura lui ăsta. Da. Va fi egal cu 180 de grade minus de două ori măsura lui D3. De două ori măsura lui D3. Bun. Da. Între și acum ne ducem între unghiul CGF. Da. Rezultă că de două ori măsura lui G3. De două ori măsura lui G3, corect. Între unghiul GCF. Pentru că vrem să scoatem și pe ăsta, Adi. L-am scos pe ăsta, l-am scos pe ăsta, vrem să scoatem și pe G3. De două ori măsura lui cele trei unghiuri, da. Plus măsura lui C, da, lui C4, domnule, da, este egal cu 180. Corect. Deci rezultă că măsura lui G3, că ne interesează doar asta, este egal cu 180 de grade, minus măsura lui C4, supra 2, scriu, măsura lui G3, este egal cu 180 de grade, minus măsura lui C4. Supra 2. Acum ne adunăm. Trebuie să adunăm. Noi interesa suma măsurilor celor G1, G2 și G3 sunt de la 90 de grade, nu? Și acum, măsura lui G1 plus măsura lui... Așa. Plus măsura lui G2 plus măsura lui G3, da, este egal cu... Și o dau de la capul, domnul profesor. Corect. Egal cu. Este egal cu. Și înlocuim, da? Este egal cu 180 minus măsura lui D4 supra 2. Corect. Plus G2, 180 minus de două ori măsura lui D3 plus 180 minus măsura lui C4 minus măsura lui D3. Ce deasupra, stai deasupra. Supra 2. O pierdere dacă te aduc. Este egal cu. Și este egal cu. Adică, ce ți este clar de ce trebuie să stai să te uiți la crețel? Nu știu. Să te uiți la tablă. Eu insist. Că te le ai pe cele trei relații. Și să o adună, păi decât să te uiți așa, așa, e obositor, foarte obositor. Și atunci te scrii. În loc de măsura lui G1, scrie asta. Plus măsura lui G2. A scris? Adică relația respectivă. Și măsura G3. Exact relația la spate. Același numitor? Sigur că da. N-am nicio șansă. Da. Deci aici o să fie 2 și aici iar 2. Și o să fie egal cu 180, până supra 2. Dar peste tot, la un capălar. Și o să am așa, 180 de grade. Minus măsura lui D4. Plus 360 de grade. Minus de 4 ori măsura lui D3. Corect. De 4 ori măsura lui D3. Plus 180 de grade minus măsura lui C4. Și egal cu? Și egal cu.
Vedem aici, 360 cu 360 fac 720. Deci egal cu 720. 720 de grade minus. Minus. Și cele cu minus le punem într-o paranteză rotundă și de pus. Deci minus o paranteză pusă. Da, și punem așa, măsura lui de 4 plus măsura lui. De 4 ori măsura lui de 3. De 4 ori lui de 3. Plus de 4 ori măsura lui de 3. Da. Și plus, plus măsura lui de 4. Măsura lui de 4. Supra 2. Totul supra 2. Ia să vedem. Măsura lui de 4, adică asta. Da. Plus măsura lui C4, adică asta. Mm-hmm. Adică ar fi aici la urma urmei, de două ori măsura lui de 4. În loc de C4, C4 e cât de 4? Congruente, da? C4 e cât de... Nu, pardon. Greșeală. Nu, nu e adevărat. Nu sunt congruente. Sunt unghiuri diferite. C4 e cât A4. Dar C4 ăsta... Pot să zic că e 360 minus astea 3. Da. Da? Da. Deci în loc de C4, eu voi putea spune 360 minus C1, C2, C3. Da. În loc de D4, pot să spun 360 minus D1, D2 și D3. Da. Ia să scriu chestia asta. Deci egal mai departe cu șterge deasupra. Nu ne mai trebuie. Nu ne mai trebuie, nu. Dacă ne mai trebuie, ne ducem la copii și la mine. Ia zice, doamnă. Deci egal cu 720. Și egal cu 720. Corect. 720 de grade. Minus. Minus. O paranteză. În loc de măsura lui de 4, o lăsăm așa? Nu, de 4 am zis că înlocuim. Minus, o paranteză. Așa. În loc de 4, zicem 360 minus 360 minus o altă paranteză rotundă minus D1 plus măsura D2 lui D1 plus măsura lui D2 plus D3 măsura lui D1 plus măsura lui D2 plus măsura lui D3. Aici suntem la unde am ajuns, la măsura lui D4, da? Plus de 4 ori măsura lui de 3. Ia să vedem, de 3 ne trebuie. Lăsăm așa? Lăsăm așa. Plus de 4 ori măsura lui de 3. Plus. Așa se zice acolo. De 4 ori măsura lui de 3. 3. Da. Și plus, acum, în loc de măsura lui C4, scriem. În loc de măsura lui C4, plus. Plus 360 minus. 360 de grade minus. Minus. Deschid o paranteză, mai aștept. Da. Așa, minus. Minus. 360 de grade minus măsura lui C1, C2, C3. Da. Minus măsura lui C1. Plus măsura lui C2. Plus măsura lui C3. Iată, dragilor, aici e vorba de calcul algebric. Corect. Și mult iată, iată cât de important să aveți calcul algebric aici. Să vedem. Cât, până la urmă, la cât trebuie să ne ajungem? 90. 90 de grade. 720, aici asupra 2. Așa. Așa, așa. În paranteza asta să o facem. Avem 360 plus 360 de un procent. Nu. Minusul din față schimbă semnul. Da, dar îl lăsăm, punem minus și punem paranteză, nu? Sau cum? Nu. Deci minus 360 minus plus. 360. Deci minus 360. Da. Minus 360. Calcul algebric. Corect. Minus 360 de grade. Da. Plus. Plus. Măsura lui D1 plus măsura lui D2 plus măsura lui D3. Da. Spir. N-aș putea să scriu de 3. Nu. Scriu nu, așa. Nu, așa scriu. Măsura lui D1 plus măsura lui D2. Da. Plus măsura lui D3. D3 în paranteză trebuie să le pui că sunt eu. Știu. Așa. Așa. Și plus de 4 ori măsura lui D3. Aș putea spun de 5 ori măsura lui D3. Sigur că da. Ca poți să pui de 5 ori. Da. Plus de 5 ori măsura lui D3. 5 ori măsura lui D3. Așa. Plus 306. Că minusul acela... Asta era de stai, nu? Cum a fost. Acum e acum.
Păi minus ăsta e la paranteza pătrată, domnul profesor. Și paranteza pătrată o fără... Se închide aici. Nu cred. Nu? Cum a fost aici? 180 minus măsura de 4 plus 30 minus 4 măsura asta plus 180. A, așa, ai dreptate. Da? Cred că a fost minus, pentru că 360 și cu 180 plus 180 plus 360 cu 360 și fac 720, da. Minus, ăștia 4 aveau minus 1, 2, da, uitați, 3. Minus era în față și o paranteză. A, așa, e perfect, uitați. S-a închis aici. Și acolo e închisă paranteza pătrată, asta înseamnă că minus 360 de grade. Așa este? Da, 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 da. Că e minusul din fața pătrată. Sigur că da. Pătrată. Deci minus 360. Minus 360 de grade. Și plus și măsura acum, lui. Plus. Plus măsura lui C1 plus C2 plus C3, da? Domn profesor, aici minus, minus cu minus am pus plus. Plus. Da? Și aici am minus. Minus de 4. Și aici am minus. Mai am plus de 3 ori. Plus aici, minus 4 e da. De 4 ori. Și aici rămâne de 3 ori. Minus 3 e de 3 ori măsura lui. Dar nu era minus măsura lui de 3? Și cu plus? Și cu minus măsura lui de 3. Păi minusul de aici. Afectează odată aici, odată aici. Deci îl afectează și îl transformat în plus. În plus înseamnă că e plus. Și presa transformă cu un minus. În minus. Și atâtea de 3 ori, domnule. De 3 ori. Da. Deci minus de 3 ori. Minus de 3 ori, da? Minus. Ia atenție. Deci plus. Plus. Și aici de minus. Și ăla e mai mare. Deci e clar că și minus 4 și cu plus 1, da. Minus de 3 ori. De acord, zicem aici să fie rațional bine. Ia să vedem și aici. Minus 360. Minus 360 și acum o să avem plus. Plus C1 plus C2 plus C3. Plus măsura lui C1, nu? Plus măsura lui C1, plus măsura lui C2, plus măsura lui C3. Vă uitați dacă se poate face așa. Păi, da. Vedeți, vreți alte soluții? Nu, nu știu să vedem. Da. Hai, lăsați, lăsați, că acum da. Așa facem, cum vorbiți. Dar nu se poate altfel. Dar se cam așa. Algebre, copii. Și este egal cu iau, uitați. 720, 720, 720 face 0. Da. Și ne rămâne ce? Ne rămâne așa. Măsura lui de 1 plus de 2 plus C1 plus C2 plus C3 minus de 3 ori măsura lui e lui de 3. Da. De 3 supra 2. Da, totul supra 2. Dar acum să vedem. Da. De 3 cu de 1 sunt congruente. De 1 și aici de 3 ori măsura lui. O secundă. Da. Și mai avem, noi avem așa, că de 1 cu de 3. Cu de 3 și C1 cu C3. Cu C3, da. Congruente. Deci ăsta, cu ăsta, da. Cu ăsta, unul din ele, și aici de 3 ori. De 3 ori. Deci congruente, adică avem 1, 2, 2 3, minus 3, se anulează și ăsta. Exact. Și ne rămâne doar ce? Egal cu... Și ne rămâne așa. Măsura lui de 2 plus măsura lui C2 pe da. 2. Și este egal cu măsura lui de 2 plus măsura lui C2 supra 2. De 2 plus C2. Atât. Măsura lui de 2 plus măsura lui C2 supra 2. Dar de 2 și cu C2 cât fac împreună?